Nopți de vamă 3, de Taniță, adică de mine. Sunt povestioare pe care le-am scris din 2011 până în 2014. Chiar țin minte, la un moment dat scriam una dintre ele pe principală, pe un soare din ala teribil și mă băgasem așa aproape că intrase sub o mașină pentru un pic de umbră și scriam acolo, să uita la un moment dat un prieten trecând și aproape că mă vedea numai caietul și pixul cum scriam. Ca și în celelalte două volume, unele dintre povestioare le spun direct, acțiunea se petrece în vamă, de exemplu, la un moment dat, trei tipi câștigă un concurs în Costinești și pleacă vesel spre vamă, se dea ei drept rocări în vamă și au diverse aventuri aici, nu vă spun, citiți, vedeți. Sau în alta vine un fost vamaiot căsătorit cu o tipă care nu fusese niciodată în vamă și vine să-i arate foarte mândru după ani de zile, după ce nu mai fusese, vine să-i arate foarte mult vine să-i arate vama și el este foarte dezamăgit, însă tipul îi place vama și veți vedea ce mesaj vreau să transmit. Un altă povestioară despre un răsărit extraordinar din vamă și despre o găsire sau o regăsire. În alta despre Stupstock. Știu, a dispărut între timp. Tocmai de aceea am cam arătat de ce a dispărut. În schimb, veți avea și alte povestioare, bineînțeles, v-am obișnuit, sper, în alt context. Mesajul sau inspirația tot din vamă mi-a venit, la principalele dintre ele. Veți avea despre un rege care își bagă picioarele și își dă el seama că cel mai bine la probleme este pur și simplu să nu mai auzi de ele, așa că îl concediază pe ministru care tot îi spunea despre probleme din orice domeniu, îl concediază pe celălalt ministru care îi spunea celelalte probleme și astfel totul era bine. Sau veți afla cum cea mai importantă meserie este cea de liftier, în altă povestioare, sau despre cum este să fii diplomat în a bătea cuie. Ca și în cealaltă povestioare, din cealaltă cărți, am vrut să transmit cât un mesaj prin fiecare și mă bucur foarte mult, a avut mare succes. Am avut emoții. Vă dați seama, nu mai publicasem o carte povestioare de 4 ani de zile. Și chiar am avut emoții să văd cum va fi primită. A fost primită foarte bine, am epuizat prima ediție chiar din primul an, din 2014. Și m-am zis extraordinar de bine când am văzut ce reacții sunt la ea. Dacă vă place, vă recomand următoarea, Nopți de vamă, romanul. Bineînțeles, tot de mine.